găsit la știrile din sport. Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul partidelor din cadrul etapei a 6-a a Ligii 1. Potrivit acestuia, ASEA Târgu Mureș va juca acasă cu FC Botoșani duminică 31 august de la ora 17. Înainte acestui meci, echipa pregătită de Adrian Falup se află pe locul 7 în clasament cu 8 puncte acumulate, adică cu unul mai puțin decât adversarii din Botoșani. Potrivit programului partidelor din cadrul etapei a 6-a a Ligii 1 stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal, ASEA Târgu Mureș va întâlni duminică 31 august echipa FC Botoșani. Partida se va disputa la Târgu Mureș de la ora 17. Înainte acestui meci, echipa pregătită de Adrian Falup se află pe locul 7 în clasament cu 8 puncte acumulate, adică cu unul mai puțin decât adversarii din Botoșani, care sunt pe locul 6 și au 9 puncte după meciurile din cele 5 confruntări anterioare. Programul complet al etapei a 6-a cuprinde confruntarea dintre Gaz Metan Media și Pandurii Târgu Jiu, începând cu ora 18:30, vineri 29 august, iar de la ora 21, tot vineri, Ceahlăul Piatra Neamț primește acasă vizita celor de la Concordia Chiajna. Sâmbătă 30 august, Dinamo FC Brașov se va disputa de la ora 18:30. FC Viitorul primește acasă vizita celor de la Steaua, de la ora 21. Duminică 31 august sunt programate partidele dintre ASEA Târgu Mureș, FC Botoșani, Astra Giurgiu, CS Universitatea Craiova de la ora 19, Petrolul Ploiești, CFR Cluj, ora 21. Luni, 1 septembrie, Oțelul Galați primește acasă vizita celor de la Rapid, începând cu ora 18.